Iată, absolvenții au început deja să părăsească sălile de examen. În continuare, îl vom întreba cum a fost. Bună seara, de la Are TV vă deranjez. Are? Da, altă Doamne. Realitate TV, asta înseamnă. Dar cum a fost examenul? Stai jos. A fost mai și amar de capul nostru. Ne-a dat Miorița. Mulți dintre noi nici n-am știut că asta e oaie. Stai puțin! Cum să fie oaie? Că eu sunt Miorița. În primul rând, dumneavoastră, trebuia să vă cheme Mioara. De ce Miorița? În al doilea rând, este vorba despre oaie cheie, oaia transformației românești. Dacă ai auzit de acest concept. În al doilea rând este, pentru mine, doamnă, totul este radical din doi. Înțeles? Și m-am încă ceva de zis. De ce s-a făcut gălăgie în sală cât eu am vrut să scriu morba căprioare? Ce să-ți fac? Eu nu sunt de vină. Ăsta ia 10, doamnă! A știut și culoarea oii, și câte picioare avea, și cum scotea limba să pască. Bine, bine. Bună ziua! Știu, a căzut Miorița. Ce Miorița, doamnă? Mie mi-a căzut mâna, dacă puteți înțelege. Mâna, da. Am avut și eu o mână mai specială, dar luați mâna de pe mine. Avea o mână de schelet, doamnă, știți? Ca să opereze fițuicile cu cea adevărată. Ce dai eu așa din tine? O să știu o țară întreagă. La mine a fost cum a fost cu mâna de schelet, dar tu ce-ai gândit cu craniul ăla? Că n-am înțeles. Care-i șmecheria? Ați copiat. Nu glumă. În final se așezase președintele comisiei pe scaunul meu. Dacă nu se speria de craniul ăstuia, îmi făcea el subiectul. Președintele? Însuși președintele? Păi camera video? Anihilatul ăla, uite ăla cu... Bună ziua! Am auzit că ai anihilat pur și simplu camera video. Stai, doamne, puțin, stai. Păi, în primul rând, da? Prietenul meu nu e bună ziua cu tine, da? Adică? Păi cum adică? Uite așa simplu, deci eu pe stradă, prin zona asta, pe la liceul Nobel, eu fac legea, eu sunt șmecherul, da? Dar Nata nu înțeleg că sunt televiziunea? Tele ce? Televiziunea? Wow! Vorbește mă, Acilea, și taci din gură. Vorbește și taci din gură? Tata șmecher! Și care-i problema, domnul? Și care-i problema? Am auzit că ai anihilat pur și simplu camera video, ai aruncat coșocul pe ea. Da, și aș citi Miorița. Da, chiar eu sunt Miorița. Vă rog, dar eu adineaure am aflat că Miorița e oaie. Oaie? Malată? O făcătură. Păi cine a mai pomenit, doamnă, ca oaia să vorbească mai mult decât omul? De-aia nici n-am scris nimic, că nici prietenul meu, interplopu. Interplopu? Ce contează, doamnă? Interlopu, interplopu. N-a luat doamnă Pacoreatu că l-a dat. L-a luat pe urmă, că nu l-a dat. Stai, doamne, puțin, da? Deci aici e parohia mea, da? Deci nu îți veniți dumneavoastră să-l trageți pe ăsta de limbă, da? Dar dacă nu înțelegi că sunt televiziunea? Televiziunea... Hai, dar... Și iată tot în direct, achistăm cu legea, aș face încă o dată datoria.